Salutare și bine ne-am regăsit la lecția 3 din modul nostru de știința zborului. Mm, sunt convinsă că v-ați distrat de minune cu parașutele pe care le-am confecționat data trecută. Și chiar așa, vă mai amintiți cu ce forțe am făcut cunoștință în lecțiile trecute? Exact. Am făcut cunoștință cu gravitația și forța de rezistență a aerului. Mm, sunt foarte curioasă. Ce ne-a pregătit specialistul pentru lecția aceasta? Și înainte de a începe, mm, aș vrea să vă întreb: voi ați zburat vreodată cu avionul? Sau v-ați imaginat că zburați? Mm -hmm. Ei bine, Aș putea să vă spun că oamenii uh, și-au dorit dintotdeauna să cucerească cerul și să zboare. Uh, tocmai de aceea, încă din vremuri străvechi, ei au uh, analizat zborul păsărilor și au fost uh, fascinați de cum pot acestea să se mențină în aer. Mulți curajoși uh, au încercat să zboare. Cu tot felul de construcții care imitau aripile păsărilor. Și cel mai vechi aparat de zbor a fost inventat în Asia, acum mii de ani. Oare care o fi fost acela? Hmm, da. Primele aparate de zbor au fost chiar smele. Hmm, dar oare. Cum am ajuns noi de la. Meu, la toate avioanele care străbat acum cerul, în lung și în lat. Ei bine, a fost o întreagă aventură și oamenii au cercetat foarte mult timp. Și, ca să înțelegem mai bine, vă invit într-o călătorie prin istorie ca să descoperim împreună pașii pe care omenirea i-a făcut. Și? Pentru prima dată, o să aterizăm undeva în jurul anilor 1400, când Leonardo da Vinci și-a plecat geniul său ingineresc și artistic asupra um, descoperirii misterului zborului. Și el, la fel ca alți oameni, a fost fascinat de păsări și le-a observat îndeaproape, realizând tot felul de desene cu aripile lor. De asemenea, în schițele sale a inventat tot felul de mașinării, ca de exemplu aripa batantă. Avem și noi aici un exemplar Sau a, o altă mașinărie care arată cam așa și poartă numele de Ornitopter. Este practic o construcție care îi permitea pilotului pasager să înainteze a, dând din niște aripi gigantice exact așa cum fac păsările. De asemenea, Da Vinci s-a mai gândit și la șurubul aerian, care era un fel de elicopter. Avem și noi aici o jucărie care imită elicea elicopterului. Din păcate, schițele lui Da Vinci nu s-au transformat niciodată în construcții pe care el să le testeze, însă au servit ca inspirație pentru alți cercetători. Și, pentru că ne-am gândit să fim în acord cu tema de astăzi. Probabil că auziți niște zgomote pe fundal, și asta se întâmplă pentru că această filmare o realizăm chiar într-un aeroport unde avioanele decolează și aterizează pe pistă. Dar să le lăsăm pe ele să-și urmeze traseul și să vedem și noi ce ne-a pregătit specialistul pentru astăzi. Și voi în chiturile voastre o să găsiți o foaie ca aceasta. Veți avea nevoie de o farfecă. Și așa cum ne arată și în imagine, va trebui să tăiem pe liniile acestea care sunt continue și să îndoim părțile cu linie punctată. Așa că, haideți să ne luăm farfeca și să începem să decupăm pe contur. Așa. Super. Uite că am ajuns la jumătate și mai am și bucata aceasta. La voi cum merge? încă puțin. Tai acum partea de sus. Apoi aici, pe linia continuă, așa cum ne arăta și în instrucțiuni. Încă două tăieturi și apoi vom descoperi ce putem să facem cu această hârtie. Perfect! Cam așa trebuie să arate. Acum, o să îndoim dreptunghiurile acestea pe linia punctată. Așa. Și celălalt pe spate. Și mai avem încă două linii unde trebuie să îndoim hârtia. Una pe spate și cealaltă pe față. Perfect! Cam așa arată. Hmm. Dar oare este gata? Mai avem nevoie de încă un element ca să fie gata. Și acum suntem pregătiți să scoatem din punguța pe care ați primit-o și voi această agrafă de hârtie care o să ne ajute să fixăm mai bine hârtia. Și fixăm hârtia, agrafa, aici pe hârtie. Și haideți să vedem cum zboară. Dar oare... Ce minune face ca această bucată de hârtie să zboare așa cum am văzut mai devreme. Ei bine, asupra ei acționează două forțe. Uh, gravitația, forța cu care am făcut deja cunoștință și spuneam despre ea că ne ține cu picioarele pe pământ și că atrage obiectele către uh, centrul pământului. Și, pe lângă gravitație, cealaltă forță pe care am cunoscut-o în lecția trecută, rezistența aerului, care împinge elicopterul în sus și încetinește căderea lui. Ei bine, datorită forței de rezistență aerului, care împinge fiecare lamelă în direcții diferite, da? Adică în direcții opuse, asta face ca elicia să înceapă să se rotească, așa cum am văzut și noi atunci când am lansat această bucată de hârtie, și pentru că Elicia se rotește, asta face ca elicopterul să se mențină în aer și să nu cadă. Zborul cu o mașină a fost posibil datorită a doi frați. Pentru că, ce credeți? Ei au încercat să prindă fumul de la un incendiu într-o pungă uriașă făcută dintr-o pânză foarte subțire. Și au descoperit că aerul cald este mai ușor decât aerul rece, ceea ce a făcut ca balonul lor să se ridice, să se înalțe. Și știți? Cine au fost primii pasageri ai balonului cu aer cald? Da, primii pasageri au fost o oaie, un cocoș și o rață. Ei bine, acum că am văzut un balon cu aer cald în miniatură, haideți să înțelegem mai bine cum funcționează acesta. Și pentru asta, vă invit să observați cu atenție. Ce se întâmplă cu spirala noastră dacă o țin deasupra unei lumânări care nu este aprinsă? Așa cum observați, ea nu se mișcă. Hmm, dar oare dacă am să aprind lumânarea și atunci deasupra spiralei va exista un curent de aer cald, oare ce se va întâmpla cu spirala noastră? Ia să vedem! Ia te uită! Observați cum se mișcă? Ce interesant! Vă să zic că aerul cald uh, ajută balonul să se înalțe și uite că face și spirala noastră să se miște. Am să las deoparte materialele acestea vă invit să scoateți acum din chiturile voastre aceste două bucăți de lemn hmm, dar oare ce să fie planoarele ceea ce vom face și noi astăzi în chitul vostru aveți o bucată de lemn care seamănă cu aceasta și o foaie colorată cu niște forme uh, aproape decupate. Uh, acestea mai mari reprezintă aripile și cele mai mici, uh, cozile. Haideți să scoatem și noi o aripă de aici. Așa, cetișor ca să nu rupem forma aceasta cadru. Și uh, vă recomand să o păstrați pentru că uh, o puteți așeza pe o altă faie de hârtie și vă puteți trasa conturul pentru a vă decupa uh, și alte aripi, poate de altă culoare sau uh, dintr-o hârtie mai groasă și, sau mai subțire și să experimentați și cu acestea să vedeți ce se întâmplă. Uh, ei, și cum mergem noi mai departe în călătoria noastră prin istorie? O să um, povestim acum despre George Cayley, care a proiectat tot felul de planoare diferite. El a schimbat forma a aripilor pentru a experimenta cum trece aerul peste ele. Și de asemenea. A proiectat și o coadă pentru a ajuta la stabilitate. Acum o să luăm și noi această bucată de lemn. O să-i punem codița aceasta aici în spate pentru a-i oferi o mai mare stabilitate și vă recomand să o îndoiți așa ușor. Perfect! Și o, trecem aripa prin acest decupaj. Așa. Cred că pe partea asta o să intre mai ușor. Încet, încet. Uite că a intrat. Și acum o să o trag ca să ajungă în mijloc. Încă un pic. Poate vă ajută să faceți așa o mișcare de în față și în spate. Uite așa. Mai am foarte puțin. După ce îi prindeți aripa în tăietura aceasta din lemn, puteți să căutați în punguța voastră cele două piulițe metalice. Uite că le-am adus și eu aici mai aproape. Așa. Putem îndoi și aripile acestea. Perfect. Așa. Și uite că avem mai multe uh, exemplare. Eu o să îl folosesc pe acesta galben și o să-i fixez acum uh, piulițele în aceste găuri. Așa. Și uite că am reușit să o fixez și pe cealaltă. Povesteam despre George Cayley Kay și spuneam că în baza experimentelor sale, el a fost primul care a descoperit secretul celor patru forțe valabile pentru orice mașinărie zburătoare. Și tot datorită planoarelor sale, cu ajutorul lor, a reușit să transporte pentru prima dată o persoană cu succes! Hei, dar ia să vedem oare cine -a mai pregătit specialistul nostru. Hmm. În afară de uh, Kaylee au fost și uh, alți cercetători care uh, au uh, făcut tot felul de experimente cu smee, au testat uh, diferite uh, forme de planoare. Și după ce au găsit forma potrivită pentru aripi, s-au concentrat pe crearea unui sistem de propulsie. Iar frații Wright sunt cunoscuți pentru că au inventat prima mașină de zbor electrică. Acum, o să ne folosim de aceste plăci pe care le aveți și voi în kitul vostru, ca să construim o pistă de lansare pentru uh, planoarele noastre. O să avem nevoie de un elastic pe care o să-l punem așa, aici. Și uh, placa aceasta care are două piciorușe, o vom fixa foarte ușor în spațiile acestea. Așa. Și uite că acum avem o pistă Perfectă. Ia să vedem. Ia să vedem. Așa. Ca să putem lansa planoarele noastre, putem observa că are aici o bucățică mai ascuțită, pe care o vom sprijini de acest elastic și Ia să vedem, oare cât de departe o să zboare. Wow, ce tare! Sunt curioasă oare cum ar zbura acesta uh, pe care nu am pus uh, uh, greutate. Ia să vedem, dacă este mai ușor, cum o să zboare. Se pare că acesta a, a pornit mai greu, dar iată că s-a lansat și el. Ei, și uite că am ajuns în punctul în care o să aflăm și noi care sunt cele patru forțe care ajută orice uh, mașinărie să zboare, să se mențină în aer. Prima dintre ele, pe care o cunoaștem deja din lecțiile trecute, este chiar gravitația. Așa cum știm, gravitația este acea forță care atrage obiectele în jos către pământ. Cea de-a doua forță cu care vom face cunoștință astăzi este portanța. Această forță este opusul gravitației, pentru că ea ajută um, aparatul de zbor să se ridice în aer și... Să se mențină în aer. Cea de-a treia forță este tracțiunea, iar această forță este cea care îi permite avionului să înainteze în zbor. Iar ea este obținută cu ajutorul motoarelor sau elicelor. Și cea de a patra forță pe care o cunoaștem, rezistența la înaintare, este forța care se opune tracțiunii și care încetinește înaintarea. Este practic ca și cum cineva ar trage avionul pe loc. Scăderea și creșterea vitezei, precum și viteza constantă, este dată de jocul dintre tracțiune și rezistența la înaintare iar uh, plutirea, urcarea și coborârea uh, avionului sunt date de jocul dintre gravitație și portanță. Portanța acționează asupra întregului aparat, dar în mod special deasupra uh, dar în mod special asupra aripilor. Uh, pentru că Um, ea este legată de presiunea aerului de deasupra și de sub aripă. Ca să înțelegem și mai bine cum acționează acestea, o să facem și noi un experiment pentru a descoperi uh, principiul lui Benuli. Um, dacă luăm această bandă de hârtie și suflăm, haideți să vedem ce se va întâmpla. Ați observat? Atunci când suflăm, viteza aerului este foarte mare în partea de sus, iar presiunea este mai mică. Pe când în partea de jos a foii, viteza este mică și presiunea este mare, ceea ce face ca banda noastră de hârtie să se ridice. Și uite că am ajuns și la ultima parte din lecția de astăzi în care am să vă prezint câteva imagini din interactivitatea pe care o aveți și voi în kitul vostru și pe care vă invit să o explorați de aproape acasă. Ia să vedem. Avem aici niște aripi și asta pentru că există o asemănare între aripile păsărilor și aripile avioanelor. Ele au o formă aerodinamică ce le permite amândurora să se mențină în aer. Ia să mai vedem ornitopterul, cel pe care uh, l-am văzut și noi uh, mai devreme. Uite că aveți și voi o poză cu această uh, inginerie. Și, nu în ultimul rând, șurubul aerian pe care uh, vi l-am arătat uh, și mai devreme. În celelalte două imagini vă las să le descoperiți voi acasă și așteptăm poze cu proiectele pe care le-ați realizat. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem la lecția următoare. Pa, pa!